Alocația de stat pentru copii se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetățeni români, fără discriminare, precum și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează încă cursurile învățământului liceal sau profesional organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora. Cererea se depune la primăria de domiciliu sau reședință, iar plata alocației de stat pentru copii se face de către agențiile județene de prestații sociale, după depunerea tuturor documentelor necesare. Acte necesare pentru alocația de stat pentru copii, cerere tip, carte de identitate sau buletin de identitate, părinți, o copie Xerox pentru mamă și o copie Xerox pentru tată, certificat de naștere copii și original. Pentru copilul cu handicap, cererea este însoțită și de copia certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap. În situația în care încadrarea într-un grad de handicap intervine după stabilirea dreptului la alocația de stat pentru copii, solicitantul depune la primărie numai copie după certificatul de încadrare în gradul de handicap, fără a se completa o nouă cerere. Hotărâre de încredințare, dacă este cazul, hotărâre de adopție, dacă este cazul, acte de reședință, în cazul în care unul dintre părinți sau ambii are sau au reședința într-una dintre țările Uniunii Europene, extras de cont pe numele titularului, dacă alocația se va vira într-un cont bancar, dacă nu s-a depus dosarul în termen de 4 luni de la nașterea copilului, este necesară o declarație de la notariat din care să reiasă că părinții au în întreținere copilul. Certificat de căsătorie, unde este cazul, cererile pentru stabilirea alocației de stat pentru copii și actele din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestui drept se depun și se înregistrează la primăria localității de domiciliu sau de reședință, după caz. În cazul în care cererea se depune ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocației se poate face și pentru perioada anterioară, dar nu mai mult de 12 luni. Dreptul la alocația de stat pentru copii se stabilește începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata alocației se face începând cu luna următoare înregistrării cererii.